marele Ion Luca Caragiale ar fi probabil invidios pe urmașii săi care au protestat inedit în cartierul 9 Mai. Oamenii sunt deranjați de mașina care zace pe domeniul public, iar câțiva locatari care au vopsit bordura trotuarului de pe strada Domnișori au mers cu dunga în linie dreaptă, trecând și peste bătrâna și ruginita Dacie, nemișcată de un cincinal din locul respectiv. Fotografiile cu autoturismul au făcut furori pe rețelele de socializare, iar pozele au fost postate și redistribuite de sute de ori. Acum locatarii speră că proprietarul va înțelege mesajul și își va muta vechiul autoturism. Să-și ia mașina de acolo. Păi ce face? Stăm cu toată rablele aici pe teren. Mai și eu am avut și am dus-o la Chervei. Probabil cine a trasat a vrut să facă curățenie și a trasat bordura, a considerat că trebuie să fie dungă de acolo până acolo. Când a tras asta aici, a tras și... De ce? Să fie frumos aici. M-am amuzat foarte tare când am văzut-o, ce altă părere pot să am. Dar cine a făcut așa ceva? Nu știu, am văzut-o seara când am venit de la muncă, habar nu am. Dar mi se pare foarte amuzant, adică n-am mai avut loc, de-aia mi se pare... Nicu? E o epavă rămasă aici, trebuie luată de aici, făcut ceva cu ea. Protestul la adresa proprietarului care și-a abandonat mașina e un semn că locuitorii orașului și-au pierdut răbdarea, având în vedere zecile de rable lăsate de izbeliște pe trotuarele sau în parcările blocurilor. Oamenii spun că procedura de debarasare a domeniului public de autovehiculele lăsate în paragină este complicată și îndelungată. Rablele sunt identificate, proprietarii sunt somați să le ridice, iar dacă aceștia refuză să răspundă somației, se emite o dispoziție prin care autoturismele sunt declarate abandonate și abia apoi pot fi ridicate de pe stradă. Vopsitorii protestatari din Ploiești spun că nu au mai așteptat atâta timp și îl somează pe omul cu automobilul să vină și să-și ridice de pe domeniul public.